Pregătirile pentru ziua de 1 mai și sărbătorile pascale reprezintă un moment de vârf pentru activitățile comerciale. De aceea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor desfășoară acțiuni de control în toată țara pentru a verifica modul de comercializare a produselor specifice acestei sărbători. Sunt vizate în mod special produsele alimentare de post, pește și preparate din pește, carne, în special carne de miel, preparate din carne, în mod deosebit micii, cozonac, produse de patiserie, ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao și grăsimi vegetale, tablete, figurine, vopsea de ouă, bere, vin și băuturi alcoolice. Dat fiind dorința consumatorilor de a avea pe masă produsele preferate, conform tradiției, ANPC le face acestora câteva recomandări pe care să le aibă în vedere atunci când își fac cumpărăturile. La cumpărarea produselor din carne tocată acordați atenție deosebită aspectului produsului. Urmăriți modul de etichetare. Nu cumpărați produse preambalate, neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea la locul de comercializare, a datei durabilității minimale sau a datei limită de consum și a ingredientelor alergene. Refuzați produsele din carne care nu au înscrisă pe etichetă data durabilității minimale sau data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depășită. La comercializarea ouălor. Achiziționarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate. Evitați cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic. Evitați cumpărarea ouălor care nu sunt păstrate la temperatura indicată de producător sau care sunt expuse spre vânzare la temperatura mediului ambient. Ouăle de consum trebuie să prezinte coaja intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri și mirosuri străine. La spargerea oului, albușul trebuie să fie de consistență densă, transparent, iar gălbenușul semiglobulos, ușor aplatizat și bine delimitat de albuș. La comercializarea vopselei de ouă. Achiziționarea vopselei se va face numai din locuri autorizate și se va citi cu atenție eticheta produsului, care trebuie să conțină numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucțiuni de utilizare, data durabilității minimale. Atenție, la vopsirea ouălor, nu utilizați vopsea pentru alte destinații, precum cea tipografică sau pentru textile. Utilizarea altor tipuri de vopsele poate prezenta un real pericol pentru sănătate. La comercializarea produselor de patiserie, cozonaci, checuri, etc. În primul rând, achiziționarea produselor se va face numai din locuri autorizate, unde spațiile de comercializare trebuie să fie în permanență curate și bine întreținute. Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecție sanitară, respectiv halat de protecție și bonetă, iar manipularea produselor să se facă cu mâinile acoperite de mănuși curate sau de unică folosință. Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate la adăpost de praf și de insecte, fiind servite numai cu ustensile speciale. Este interzis să se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna. Cele mai des întâlnite abateri de la legislație la comercializarea produselor alimentare specifice zilei de 1 mai și sărbătorilor de Paști, constatate de comisarii ANPC, în urma acțiunilor de control desfășurate în anii anteriori, au fost folosirea unor produse și proceduri nesigure care puneau în pericol viața și sănătatea consumatorilor, utilizarea unor materii prime cu data limită de consum depășită, cârnați, carne de mici, băuturi răcuritoare, utilizarea unor materii prime fără elemente de identificare, carne de mici, muștar, ketchup, comercializarea unor produse cu urme de mucegai, chifle, nerespectarea condițiilor de păstrare și depozitare a produselor.